Bună seara! Bună seara! A revenit domnul avocat Ilie Rotaru cu tema lui preferată, S.A. Gemeni. De data asta zici că are nu doar vești verbale de la avocatul lui de la Chișinău, ci chiar documente cu decizie de ieri a Curții Supreme, care n-a fost o decizie, ci mai degrabă o încheiere de amânare a examinării cauzei, o amânare sine die, pentru că se pare guvernul, agentul guvernamental la CEDO a contestat decizia Ojog și alții contra Moldovei, care vizează un episod din dosarul controversat Gemenesa. Un alt episod ar fi domnul Ilie Rotaru însuși, care s-a plâns la CEDO tot împotriva Moldovei pentru un dosar penal intentat acolo și pentru faptul cum a fost lichidată sau nu știu, ne-am mai explicat de atâtea ori și nu mai țin în minte. Dar să vedem acum în ce fel comentează intervenția de ieri a Curții Supreme de Republica Moldova. Eu aș vrea să atenționez pe cei care interesează situația din jurul Gemeni, în general activitatea organelor de drept din Republica Moldova, că referitor la circumstanțele care au avut loc la S.A. Gemeni prin anii 2020 până în prezent. Eu m-am expus și pe pagina mea de Facebook și iată avem câteva zile vorbind despre Gemeni prin posibilitățile tale pe Facebook și în alte pagini de internet. Cei care vor să știe cât mai mult despre ce s-a petrecut la S.A. Gemeni și cum au activat organele de drept, eu îi sfătuiesc să se uite la aceste discursul care au fost susținute de mine anterior. Iată, deci eu mă strâng cât mai repede să termin de epopeea Gemeni în internet, deoarece mai sunt și alte probleme despre care eu aș vrea să vorbesc, dar iată, evenimentele acestea au început să se deruleze începând de la 18 februarie 2020, când CEDO s-a expus, a condamnat Republica Moldova într-o decizie finală în cazul Gemeni. Mai sunt două cazuri care e mijlocit sentința S.A. Gemeni. Vezi că nu e decizie finală. Dacă a contestat-o agentul guvernamental la Marea Cameră, nu e finală. Ar putea fi revizuită. Oleg, eu de ce, iată, insist, am gândit că poate mâine, poate și mâine, nu știu, deci o să vedem ce o să fie mâine, până mâine, că o să mai poate să mai vină informații, dar iată, este cazul să spunem că, iată, aceasta este adresarea agentului guvernamental al Republicii Moldova din 11 mai anul ăsta, în care el cere amânarea. Ca Curtea Europeană să accepte amânarea, nu înțeleg ce, a executării hotărârii sau cred ceva, cere o amânare. Curtea Europeană, pe data de 15, trimite o scrisoare, deci, și printre altele, pe data de 13, Curtea, adică peste o zi, trebuia să examineze Curtea Supremă de Justiție cererea lui de revizuire. Eu nu știu când a scris el amânarea, posibil în aceeași zi a depus și cere de amânare la Curtea Supremă de Justiție. Curtea Supremă pe data de 13 amână ședința pentru data de 20. Și este important că Curtea Europeană în două zile sau trei, iată, pe data de 11 agentul guvernamental se adresează la CEDO. CEDO îi scrie pe data de 15 avocatului lui Mihai Lupu, care e avocat al lui Ojog și Roibu, îi scrie o scrisoare și îl întreabă poziția acestuia pe cererea de amânare a agentului guvernamental. Mihai Lupu scrie că în regim de urgență la CEDO este împotriva amânării ședinței de judecată și în general examinării cererilor lor de revizuire. Nu e clar ce a răspuns Curtea la tot aceasta, însă iată aceste domnul agentul guvernamental trimite la Curtea Supremă de Justiție cere să fie amânată ședința din 20. Și iată, și uite, este foarte interesant că ce scrie domnul pe ce se bazează, uite, domnul ăsta, agentul Oleg Rotar, agentul guvernamental, uite ce scrie la CEDO. Că guvernul, bazându-se pe articole din 80-81 din regulile curții și din cauza că curtea a stabilit amânări pe data de 15 iunie
soluționărilor, cauzelor și așa mai departe, acordă termeni până la 15-20 din cauza COVID-19, adică virusului. Și cere amânare și uite ce mai scrie el, din cauza virusului, și el scrie că guvernul solicită curte să rectifice mai multe greșeli de fapt și în consecință să revizuiască calculul în temeiul articolului 41 din Convenție. Adică guvernul Republicii Moldova, agentul guvernamental, învinuiește curtea că a admis greșeli de calcul. Adică sumelor care trebuie să le plătească guvernul lui Ojoc și Hoibu și încă cere curții, nu se adună la, nu se adresează Marii Cameri. Adică nu atacă cu ce apel, recurs, nu contestă la Marea Cameră, dar cere curții să corecteze anumite greșeli, adică și să revizuiască decizia. Adică corectarea greșelilor pentru orice jurist este una, revizuirea deciziei este, hotărârii este cu totul alta. Și uite ce mai scrie, la început, uite, asta, cât de, adresarea aceasta este pe o pagină. Cât e de neglijentă și arogantă poziția agentului guvernamental și a guvernului față de Curtea Europeană. Uite ce scriu ei mai departe. Adică ei cer ca Curtea să-și corecteze greșelile lor, să revizuiască hotărârea, că Curtea a greșit. Și ei scriu că la început trebuie menționat că prin scrisorile din 7 martie 2017 și din 25 ianuarie 2019, nu știu, din 25 ianuarie 2019, Curtea a solicitat informații de fapt necesare pentru evaluarea mai multor circumstanțe și fapte din prezenta cauză. Guvernul a prezentat informațiile căutate, virgulă, limitându-se la întrebările curții. Adică eu a prezentat un răspuns concret la întrebările curții, bazându-se pe solicitantele de bună credință și de observațiile corecte. Pe ce se bazează atât? Se vede că solicitante de bună credință. Care ei au folosit informația de bună credință? Nu e clar. De asemenea, guvernul a atras atenția curții, ți închipui, asupra mai multor inadvertențe admise de către reclamanți, adică de către Ojoc și Roibu, asupra pozițiilor oarecum pătimitoare și înșelătoare. Ți închipui? Adică ăștia spun că ei au atenționat Curtea Europeană despre pozițiile înșelătoare al Ojoc și Roibu, dar Curtea le-a ignorat. Și agentul guvernamental tot timpul ține așa cu guvernul și poate să inventeze câte și mai câte împotriva cetățeanului ca să apere guvernul. Nu, dar pe ei acum nu luptă împotriva cetățeanului, ei învinuiesc Curtea. Curtea a știut. Ei au informat curtea despre anumite informații, despre pozițiile părtinitoare și înșelătoare reclamanților. Înțelegi? Da, păi îți adresează Marii Camere, poate, ca să anuleze decizia curții. Aici, în curte, iată ce-i scris aici, iată scrisoarea agentului în original, în engleză, se adresează către un grefier de la Curtea Europeană. Bun, ca intermediar, așa e procedura, probabil. Nu, este problemă de competență celor care au ticluit adresarea respectivă. Da, ok, nu mă pricep. Marea Cameră, deci trebuie, dacă ai scris Marea Cameră, scrie că te adresezi Marea Cameră și atât. Și mai departe nu vreau să-i învăț pe alții de ce acolo. Guvernul dorește să atragă atenția curții asupra următoarelor detalii, care au fost omise în hotărârea din 8 februarie, în cazul de mai sus cu privire la aplicarea articolului. Ca urmare, deci așa mai departe, ei scriu că guvernul a subliniat că detaliile furnizate în această scrisoare nu au fost cunoscute. Adică ei scriu că când au trimis răspuns la scrisoarele din 2007 și din 2019, ei nu cunoșteau toate informațiile de ce se petrece la CEDO și auzi despre faptul că Ojoc și Roibu la momentul când a fost luată decizia din 2011, când a fost decizia din 8 februarie 2020, nu erau acționari SGM-i. Asemenea documente există în toate organele, la CCEC. Eu le-am trimis și ei singuri au cerut. De exemplu, la ajutorie economică procurorul Zumbreanu, da? A cerut în 2007, la începutul 2006-2007, registru acționarilor SGM-i de la ajutorie economică și el l-a avut, l-au și acum.
el are și Ministerul Justiției, el are și Oleg Rotar în dosarul 54.297 din vară 2019 și eu le-am prezentat lor acest registru. Și ei au mințit tot timpul astă vară, deci domnul Oleg Rotar știe toată informația despre situația din dosarele, toate dosarele care se erau în administrarea lui la Ministerul Justiției referitor la SAGEMI. Și ei n-au făcut nimic, ei au considerat că lor să le treacă aceasta, ei de acum hotărâsă în privința sumelor cu Roibu și Ojog, toate problemele acolo ei singurele, mai sunt și alte foarte importante probleme, am spus problema cu acțiunile, că guvernul nu poate, Ojog și Roibu nu poate să cedeze acțiunile lor, guvernul de aceste acțiuni nu există dacă se consideră că societatea este lichidată încă din 2003. Și ei au, guvernul solicită, ce scrie domnul Rotaru, guvernul solicită at curții să acorde prioritate examinării prezentii cereri. Nu scrie ci, care cereri, ci să rectifice și să revizuiască hotărârea. Cum să o revizuiască, cum să să o rectifice? Deci, eu presupun că domnul Rotar o să mai precizeze cerințele sale față de CEDO în noile circunstanțe. Eu cred că ei nu degeaba au cerut prin aceste scrisori reexaminarea cazului și amânarea ședințelor, toate ședințelor. Deci, acum Curtea Supremă, eu nu știu, eu cred că o să stai drept și o să aștepte ce o să zic CEDO, dar CEDO poate să zică ceva pe toate aceste scrisori numai undeva peste jumătate de an, cred că poate chiar peste un an. Să-i da domnul, dar poate ei s-o grăbi și o să-i respingă foarte repede aceste cereri domnului Rotar și pe data după 15 iunie eu cred că o să aibă toate motivele Curtea Supremă să se expună, dar eu în orice caz eu cred că până la 1 iunie o să fac tot posibil să-i trimit președintele Curții Europene toate informațiile care le dețin eu cu toate registrele acționarilor SAGEMI, ultimul registru care a fost eliberat mie în decembrie 2006, ca la sfârșitul anului eu l-am cerut, pentru să știu pentru anul viitor ce acționare avem și acest registru a fost eliberat mie în mână de către registratorul independent firma AOSI, Societatea de Acțiuni Sibila, la 21 decembrie 2006 și la 11 ianuarie au venit peste noi Plohotniuc și Voronin și ei acest registru îl aveau și acum, numai că nu vor să-l prezinte nicăieri. Îl au toate organele. De ce se adresez președintelui Curții Europene când el e doar un manager acolo? Ce calitate procesuală are el? Nu e nici judecător de caz, nici parte în completul care se ocupă, nici în Marea Cameră. El e managerul Curții Europene. Domnul Oleg, lasă asta cu managerii, cum la noi. Managerul joacă rolul principal, de el depinde toată activitatea întregii instituții. Hai să nu spunem... Dar nu deciziile, activitatea, da, la ce oră se închide, la ce oră se deschide, unde se păstrează dosarele, dar nu deciziile. Băi, stai o leacă, Oleg, eu îți spun cum lucrează real instituțiile. Vin, te cheamă șeful și îți dea un dosar, ca spun, băi, domn Rotaru, ca... Poate la noi în Moldova, în Uniunea Sovietică, dar nu la Curtea Europeană. Lasă, eu știu cam cum lucrează. Domnul șef are posibilitatea să-l chem pe orice judecător, să-i atragă atenția, să-i spună, vezi, să fie atent și așa mai departe, să-i dea din înțeles, nu trebuie. Deci, noi, acei de la CEDO, nu, în principiu, este tot o instituție internațională care are, deci, și autoritatea ei înaltă și așa mai departe, dar are și problemele ei colosale, care, de exemplu, pot fi văzute bine de cine dorește în cazul Gemini. Are trei cazuri la CEDO. Eu, iată, o să cer anume președintele Curții Europene și o să le trimit și la ceilalți toți, care cazuri concrete. Iată, o să-i scriu, de exemplu, iată, vezi aici domnul ăsta, Oleg Rotar, scrie dosar cu tare. Îi scrie grefierul. Eu aici o să-i scriu domnului președinte și o să-i indic dosarul. Și o să le scriu domnului președinte și judecătorilor care examinează cazul concret. Și lasă-i să hotărască cine acolo... Judecătorii deja au examinat. Acum e de competența Marii Camere, nu a președintelui instanței, nu a grefierului. Uite, dar ia stai, Oleg. Oleg Rotar scrie grefierului. CEDO.
Cui? Ca intermediar, așa s-a adresat, așa scrie pe site-ul CEDO și eu când m-am adresat am scris Monsieur Le Greffier, așa e pe formular. Nu, când dosar concret, dar când tu te adresezi la Marea Cameră, Marea Cameră de cum e altă instanță. Nu știu, nu m-am adresat niciodată, asta păi recunosc. Iată de asta, camera, prima instanță, deci prima instanță, cum și la noi. Tu te, eu mă adresez judecătorie sectorului respectiv, pe dosarul cu cerere respectivă. Judecătoria s-a expus ca instanță de fond. Eu mă adresez mai departe, nu ei, dar curții de apel, cu apel. Marea Cameră e doar un complet lărgit, nu e cum altă e? Instanță. Hai, da. E ca și cum ar fi plenul curții, supreme. Auzi, așa e în Republica Moldova. În România, de exemplu, judecătoria sectorului de 1 examinează și ca prima instanță, și ca a doua, și apelurile. Asta deci depinde de... toți adresează președintele acolo și nu completului și nu mai departe. Aici, în București. Așa că, deci... Este o problemă de proceduri, este o problemă de competență, este o problemă de cultură juridică, așa, dar mă rog, noi, la cei care lucrează pe la Ministerul Justiției, unii, nu toți, la Republica Moldova, desigur, deci noi putem aștepta orice. Și de ce? Eu sunt foarte bucuros că băieții, mai ales la agentul guvernamental, la Ministerul Justiției și la Guvern s-au trezit, au înțeles că ei poate să mai stăie și la pușcării, că plătim din buget, asta nu e din buzunarul lui Rotaru sau altcuiva. Plătim. Dar până la urmă s-a confirmat plata celor 1,5 milioane? Nu știu, iată, toți au luat apă în gură acum și tac. Eu cred că totuși nu le-au plătit, că dacă le plătie, eu nu cred că domnul Rotaru avea să aibă curaj să mai adreseze la CEDO. Dar cei care au spus acum și o să verificăm. Știu că plata se face în termen de 6 luni, în condiția în care nu a contestat nicio parte la Marea Cameră. Olet. Noi de obicei primeam bani în ultima săptămână după 6 luni. Deci 3 luni Olet. Pentru contestare și încă 3 luni pentru executare. Nu. Acum, deci, în timp de, e scris în hotărârea curții că timp de 3 luni guvernul trebuie să achite din momentul când ea a apărut. De când decizia rămâne executivă și rămâne executivă în ultima zi când n-a contestat-o nimeni. Bine, da, e de discutat. Bun, da, aici este, într-adevăr, da, tu ai dreptate, eu, momentul, dar problema constă în aceea că e, bun, lasă-i să hotărască, au achitat bani în ochi, și eu m-am gândit că deci informația nu e corectă, deoarece guvernul nu putea să ia să se asume, mai ales că primul ministru a declarat că el nu o să plătească bani, că până Curtea Supremă de Justiție nu și-a anulat hotărârea din 20 iulie 2005, ei nu puteau să plătească. Și dacă plăteau, aveau să răspundă cine a semnat documentele respective. Și, iar documentele respective de plată se semnează, cred că, de Ministerul, cei de la Ministerul Finanțe, cu avizul celor la Ministerul Justiției și pe urmă se semnează prim-ministru. Așa că ei acolo trebuia să respecte toate procedurile exact. Că prim-ministru cred că nu era cointeresat să achite niște bani fără să aibă temei legale absolute. Și eu sunt bucuros, o să vedem ce o să fac, eu o să fac tot posibil ca CEDO să se discute în dosarele în jurul de, celor care sunt astăzi acolo cu gemeni, o să le trimit toată informația, o să fac tot posibil ca să le dovedesc că agentul guvernamental a mințit, Curtea Internațională și în dosarul 1988-2006 și în dosarul 54-997-2012 este al meu și în dosarul o să vedem cu dosarul penal, e o altă istorie, acolo n-ai ce minți, din ordonanțele cele este 2012 este al meu altă situație, interesul material acolo nu sunt mari, dar iată în aceste două dosare cu 1988-2006 și 54-997, acolo sunt interese importante economice și ele trebuie duse până la capăt. Eu cred că CEDO va decide până la urmă unirea acestor două dosare într-un unul singur și examinarea lor concomitentă. Vom vedea, voi avea dreptate sau nu, dar eu voi face totul pentru aceasta. Și în principiu, deci, instituțiile din Republica Moldova
organele procuraturii ar trebui să intervină în situația de la Săgemeni, acolo este o mulțime de încălcări. Curtea Supremă de Justiție ar putea să-și anuleze și fără decizie definitivă a CEDO ilegalitățile sale care le-a admis în 20 iulie 2005, ar putea rezolva și fără CEDO situația, întoarce situația la situația inițială, evacuându-i pe cei care astăzi guvernează la Săgemeni absolut ilegal. Și vreau să le atrag atenția celor care astăzi cheltuie banii Gemeni și le trimit pe alte conturi care nu ar trebui să le trimită, deci ei să aștepte că vor răspunde pentru toate fără de legile lor. Cam asta, deci, și dacă vor apărea întrebări, problemele Gemeni, eu sunt gata să răspund. Finalizăm, până când eu, cred că timp de vreo două săptămâni am nevoie să finalizez eu toate hârtiile care le voi trimite la CEDO, atunci peste vreo două săptămâni vom reveni la Gemeni, vom vedea ce informații mai sunt. Astăzi cred că e de ajuns despre Gemeni. De mâine, poi mâine o să vedem, o să discutăm cu tine mai detaliat altfel, în alt format, și o să decidem ce o să, cum o să continuăm emisiunea. Eu aș vrea foarte mult să colaborăm mai departe. Mi-a apărut o întrebare, iată, ieri am vrut să discut despre, mi-a dat o întrebare că un tânăr, deci mi-a zis că, domnul Rotaru, dar cum lămurești faptul că noi zburăm în cosmos, iată, lumea zboară, oamenii au ajuns să zboare în cosmos, pe alte planete, dar nu putem să scoatem la capăt cu un păcătos de virus. Și chestii științifice mai degrabă decât juridice. Întrebare foarte interesantă, deci pare simplu, deci, dar și eu am început să mă gândesc că am ajuns la ceea că trebuie să ne întrebăm ce înseamnă univers, ce înseamnă planeta Pământ, cum au apărut oamenii pe Pământ și așa mai departe, ca să înțelegem ce se întâmplă astăzi. Că ca să înțelegem ce se întâmplă astăzi, trebuie să știm bine ce s-a întâmplat cel puțin în trecut, nu chiar departat. Presimt că o să iasă mai degrabă polemică decât monolog până acum. Dar eu sunt gata de eu întotdeauna sunt gata de la polemică. Mie îmi place mult mai mult, o scot la capăt mai bine în situații de polemică decât monolog. Mie nu-mi place, iată, eu când mă uit la tine sau tu mi reproșezi ceva, mie îmi place asta. Deci mie nu-mi place să mă uit la telefon, să-i spun telefonul în ceva, ca și cum când mă duc. În ultimul timp, știi, în ultimii ani, tare nu-mi plăcea să vin să citesc lecții la studenți, când ei absolut 2-3 dacă ascultă din 20-25 de persoane, restul trebuie să vorbești ca la părere. Și eu am început să mă cam dezic de această situație și în principiu am refuzat cam de binevol să citesc, să vorbesc în auditorii. La seminar, iată, e mult mai plăcut să te, doar ce acolo încerc să faci o discuție, o anume dialog. Și dialogul, noi să coordonăm, dacă tema o să începe, eu am vrut să ne raportăm mai mult la practica vieții contemporane, știi? Cum se procedăm în anumite situații, deci cum polițienii noștri procedează, cum alte procurori, judecători și așa mai departe. Iată, astăzi am fost la două instituții din România, foarte interesante situații, deci incredibile aproape, dar așa e viața. Eu îți mulțumesc la toți care ne-au ascultat, ne-au văzut pentru astăzi, și dacă cei care au posibilități să mai transmită și celor care prietenilor, toată informația aceasta despre ce am spus eu despre Gemeni. În principiu am arătat cum e situația reală, cum activează organele de drept. Iată, eu aștept totuși de la CNA, Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală să intervină și să află eu ceva ce au făcut real și conform legii în situațiile de la Gemeni. Clar. Să le ajute Dumnezeu. Traduc și eu pentru cei care ne privesc pe internet. Like, share, distribuiți, băieți, ca să afle lumea mesajul ăsta. Da, băieți și fete, da. La revedere, seară bună. La revedere, noapte bună, sănătate și noroc la toți.